După aceste cântări minunate, după această lucrare frumoasă de binecuvântare pe care a venit această familie în mijlocul bisericii, Dumnezeu să binecuvinteze pe fetița aceasta, pentru că ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat, lăudat să fie numele Domnului. Haideți să stăm ridicați, citim doar un singur verset, apoi ne ocupăm locurile jos. Dacă se poate afișa acest verset, se găsește în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12, citim de aici versetul acesta, apoi ne ocupăm locurile jos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Amin. Reocupăm locurile jos. Frați și surori, cred că Dumnezeu a fost cu noi la timpul de părtășie, la timpul de rugăciune. Dumnezeu a fost Cel care ne-a atins inima prin cântare, prin îndemnurile care s-au adus prin frații noștri și El este Cel care ne va atinge inimile pe mai departe prin cuvântul Lui slăvit să fie numele Domnului. Așa că în seara aceasta vrem să ne deschidem inimile ca să ascultăm mai pe departe ceea ce vrea Dumnezeu să ne învețe pe toți. Cuvântul acesta este valabil și pentru mine și pentru fiecare suflet care după masa aceasta ne aflăm în prezența lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Ca să răscumpărăm timpul, trecem direct la cuvântul Domnului care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă și ne folosim de a doua parte a versetului și titlul acestei predici l-am numit Ce nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Cred că întrebarea aceasta trebuie să ne opunem fiecare din noi. Să coborâm în lăuntrul inimii noastre, să coborâm în viața noastră, să nu ne mai uităm în grădina vecinului, în grădina surorii, să nu ne mai uităm unul în casa altuia și în seara aceasta să ne uităm fiecare din noi în inima noastră, în viața noastră și în sufletul nostru slăvit să fie numele Domnului. Încercăm prin cuvântul lui Dumnezeu să răspundem la această întrebare prin trei lucruri în seara aceasta, care cred eu că pun în pericol viața noastră de credință, pun în pericol sănătatea noastră spirituală, pun în pericol, dacă vreți, veșnicia noastră. În seara aceasta vrem să abordăm și să discutăm pe larg aceste trei lucruri care nu trebuie să aibă loc în viața noastră. Nu trebuie să aibă loc în inima noastră, slăvit să fie numele Domnului. Primul lucru pe care trebuie să nu pună stăpânire pe noi este eu-ul nostru, natura noastră umană, mai pe înțelesul vostru, firea noastră pământească. Încă de la început, Domnul Iisus Hristos atrage atenția când face chemarea oamenilor. În Luca, capitolul 9, cu versetul 23, dacă se poate afișa acest verset, apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, primul lucru pe care trebuie să-l facă este să se lepede de frați și surori. Cea mai mare luptă pe care o are credinciosul este lupta cu el însuși. Pe lângă că avem de luptat împotriva căpeteniilor, domniilor, a stăpânirilor care sunt în locurile cerești, pe lângă că avem de luptat împotriva diavolului, cea mai mare luptă pe care o are credinciosul este lupta cu el însuși. Domnul Iisus Hristos
trage, dacă vreți, semnalul acesta de alarmă și spune: cei care voiți să mă urmați, va trebui să faceți lucrul acesta, să vă lepădați de eul vostru, de natura voastră pământească, de firea pământească, slăvit să fie numele Domnului. Apostolul Pavel recunoaște lucrul acesta când zice în 1 Corinteni 9:27, și uitați ce spune acolo Apostolul Pavel, uitați ce spune Apostolul Pavel: mă port asprul, nu cu sora, nu cu fratele, nu cu biserica, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Frați și surori, avem de dus o luptă și lupta aceasta este cu noi înșine. Apostolul Pavel scria Romanilor, Roman 7:22-24, ca să intrăm în cuvânt, vom citi câteva versete ca să ne deschidem puțin mintea și să înțelegem cu cine avem de-a face. Uitați ce spune Apostolul Pavel Romanilor 7:22, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Și până la urmă ajunge la concluzia aceasta Apostolul Pavel și spune așa: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cine mă va izbăvi? Haideți să descoperim lucrul acesta în Roman 7:2-4. Cine ne poate izbăvi de firea aceasta pământească? Deci Romani 7:4. Stați un pic că s-a greșit referința biblică. Să caut eu acum. Uitați, aici în Romani 8:12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Și versetul important, lucrul important din versetul acesta: dar dacă prin Duhul, prin Duhul lui Dumnezeu, faceți să moară faptele trupului, veți trăi, lăudați să fie numele Domnului. Versetul 2 din capitolul 8 spune așa din Romani: în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, lăudați să fie numele Domnului. Frați și surori, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu în viața noastră ca să ne izbăvească de puterea euului, de firea aceasta pământească. Fără Duhul lui Dumnezeu nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Așa că trebuie să ne încredem în Dumnezeu, trebuie să umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu pentru ca să-i placem lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Tot în Romani 6:12-11, tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritori, să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre. Dă-i lui Dumnezeu ochii tăi, dă-i Domnului gura ta, predă-i Domnului picioarele tale, mâinile tale, acțiunile tale, gândurile tale, dă-te cu totul Domnului, slăvit să fie numele Lui. Frați și surori, dacă nu vom căuta să ne predăm cu totul lui Dumnezeu, cu toată ființa noastră, cu toată natura noastră, cu tot trupul nostru, cu
cu sufletul nostru. Euul acesta ne va da bătăi de cap. Euul acesta totdeauna va fi pe urmele noastre. Pentru că Apostolul Pavel spunea, când vreau să fac binele, răul se ține lipit de mine. Euul acesta, fia pământească, nu-mi dă voie, pentru că întotdeauna în noi sunt, dacă vreți, legea Duhului de viață și firea pământească. Pe cine hrănim mai mult, de ăla vom asculta. Dacă vom hrăni mai mult Duhului Dumnezeu, prin citirea Scripturii, prin rugăciune, prin apropierea de Domnul, prin părtășie unii cu alții, dacă ne vom apropia tot mai mult, dacă Duhului Dumnezeu va fi peste noi, vom fi călăuziți de Duhului Dumnezeu, cu siguranță firea pământească nu va avea putere asupra noastră. Dar dacă neglijăm partea asta spirituală și hrănim firea pământească mai mult, cu siguranță pe cine hrănim, ăla va avea putere asupra celuilalt și Dumnezeu să aibă milă de noi. Haideți să vedem câteva exemple negative pe care ni le face euul acesta atunci când nu îl punem în mâna lui Dumnezeu, când nu ne predăm viața în brațul Domnului Iisus cu totul. Uitați, euul totdeauna vrea să fie în centrul atenției. Ăsta e omul, frați și surori, ne-am născut cu natura aceasta, în noi există natura aceasta care totdeauna, omul acesta, euul acesta, vrea să fie totdeauna în centrul atenției. Amintiți-vă de acel vameș, Luca 18:9, unde se ducea el? La templu. Ce să face? Să se roage. Dar acolo, fiind neatent, pentru că n-a hrănit omul din lăuntru mai mult și euul avea putere asupra Duhului, uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Am mai spus și pilda aceasta. Pentru unii care se încredeau în Dumnezeu, în ei înșiși, că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Ce făcea vameșul acesta? Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Uitați cum începe fariseul. Fariseul sta în picioare, în centrul atenției, să fie văzut, să fie apreciat, să fie lăudat, să se bată din palme, să se vorbească despre el. Și uitați, dacă vreți, se afirmă înaintea lui Dumnezeu și îi spune astfel: Dumnezeule, primul lucru pe care îl face greșit aici, se compară cu alții. Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Pentru că totdeauna omul nostru, euul acesta, totdeauna se compară cu alții. Și pe alții, dacă vreți, pe alții comparăm și ne comparăm cu ei după slăbiciuni. Iar pe noi ne comparăm, dacă vreți, după calificări. Și începe să se roage astfel: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Apoi începe să se laude. Uitați ce laud aduce. Eu postez de două ori pe săptămână. Dau zeciuială din toate veniturile mele. Vedeți? Omul acesta, firea pământească, când are puterea asupra credinciosului, totdeauna va vrea să fie văzută. Totdeauna va suferi când nu va fi văzută. Va face dezbinare ca să fie văzută. Va face ceartă ca să fie văzută. Va căuta totdeauna să fie el, să se vorbească despre el. Să fie ea, să se vorbească despre ea. Un alt lucru pe care îl face euul nostru totdeauna vrea întâietate. Și aici avem exemplul lui Diotref din a treia Ioan, dacă se poate afișa. Uitați ce vrea omul acesta. A treia Ioan, versetul 9. A treia Ioan.
Epistola 3 a lui Ioan, versetul 9. Uitați ce spune aici Ioan. Am scris ceva bisericii. Dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. Sunt frați și surori în biserică care vor să fie văzuți, vor să aibă întâietate, nu vor să știe de pastor, nu vor să știe de comitet, nu interesează de alții. Eu sunt aici. Eu conduc. Conduc pentru că am neam. Conduc pentru că am putere. Conduc pentru că am bani. Conduc pentru că am relații. Conduc pentru că eu am făcut biserica. Eu am început-o. Eu am pornit-o. Și nu mai conducem după voia lui Dumnezeu. Nu se mai conduce în bisericile noastre după cartea aceasta. Așa cum spunea Apostolul Pavel romanilor, cine este chemat să cârmuiască, să cârmuiască pe mai departe. Dar ca să cârmuiască trebuie să fie chemat. Ca să cârmuiască trebuie să fie acreditat de cineva, recunoscut de cineva. Diotref tocmai asta făcea. Nu vrea să știe de Ioan, nu vrea să știe de apostoli. Și căuta întâietate. Frați și surori, lucrul acesta îl facem atunci când Dieul are putere asupra naturii noastre. Când firea pământească e hrănită mai mult, va avea putere mai multă. Când Duhul lui Dumnezeu nu va fi alimentat cu rugăciune, citirea Scripturilor, venitul la casa Domnului, o relație personală cu El, cu siguranță firea pământească va domni și va avea autoritate. Domnul să aibă milă de noi, mergem mai departe, că timpul nu ne permite. Eu nu se gândește doar la nevoile Lui. Eu să am ce mânca. Eu să am cea mai bună casă. Eu să am cea mai bună mașină. Eu să fiu cel mai tare în biserică. Eu să parchez cea mai bună mașină în parcare în România. Despre mine să se vorbească. Euul se gândește doar la nevoile lui. Aici putem compara, dacă vreți, pirda acelui bogat care Domnul Iisus Hristos la un moment dat îi spune: nebunule, haideți să citim Luca 12:9. Uitați ce făcea omul acesta greșit. Luca 18:9. 18. Stați puțin. Luca, capitolul 11, pare mi se. 12 cu versetul 16. Serina unui om bogat rodise mult. Și uitați ce face omul acesta. Pentru că se gândea doar la el. Și se gândea în sine tot la el. Vorbea cu euul lui și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele, averile, bogățiile? Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și bunătățile mele. Și uitați ce face greșit. Și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru cei săraci. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Se gândea doar la el, doar la nevoile lui, doar la casa lui. Și la un moment dat, pentru că nu se gândea, dacă vreți, la lucrarea lui Dumnezeu, la oamenii nevoiași, nu se gândea nici la sufletul lui, pentru că sufletul lui nu avea nevoie de hrană și băutură. Sufletul lui avea nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu vine cu replica și îi spune: nebunule, chiar în seara aceasta ți se va lua sufletul înapoi. Prea mult ne gândim la noi. Știți de ce? Pentru că euul domină. Apostolul Pavel spunea lui Timotei la un moment dat, în vremurile din urmă, oamenii vor fi iubitori de
de sine. Să am eu altul să muncească. Să am eu altul să stea aici, că îmi stau ani de zile, eu muncesc cu familia mea, mă necăjesc aici, sufăr. Frași și surori, am ajuns să judecăm mai rău ca cei necredincioși. Am uitat de unde Dumnezeu ne-a scos. Am uitat de unde Dumnezeu s-a îndurat de noi când am venit în țara aceasta. Poate că am venit împrumutați. N-am avut o casă. N-am avut unde să dormim. N-am avut relații. Dar Dumnezeu, în dragostea și în bunătatea Lui, ne-a binecuvântat. Și noi, la rândul nostru, trebuie să fim o binecuvântare, slăvit să fie numele Domnului. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi, noi trebuie să-i binecuvântăm pe alții. Glorificat să fie numele Domnului. Prea mult ne-am zgârcit. Prea mult adunăm doar pentru noi. Prea mult strângem doar pentru noi. Și într-o zi, credeți că bogatul acela lua ceva cu el? A rămas grânarele, cred că nici nu le-a mai renovat să facă altele mai mari. Pentru că poate a intrat altul și a făcut acolo prăpăt. Pentru că așa se întâmplă. Noi muncim și alții beneficiază de munca noastră. Să aibă milă Domnul de noi. Mergem mai departe. Eului nu-i place să se supune. Păi cine este fratele X să-mi zică mie să fac asta? Cine este conducerea bisericii să-mi zică mie să vin așa? Cine este conducerea bisericii să mă pună pe mine sub disciplină? Eu cu bani, eu cu nume. Cine este frații din biserică să-mi zică să aduc zeciuiala, să fac asta, să fac asta? Dacă mergem pe partea aialaltă, pe partea firească, face unul un live și imediat credincioșii, pentru că suferă în orgolul lor de nume, de șefie, nu vor să se supună. Cine a fost ăla să zică numele neamului meu în live? Cine a fost ăla să vorbească de mine asta pe live? Cine a fost ăla să mă înjure? Cine ăla să se ia de familia mea? Și începem și noi, ca cei din lume, să dăm drumul la infuri. Frați și surori, am ajuns departe, pentru că nu mai hrănim omul din lăuntru, nu mai hrănim, dacă veți, sufletul nostru, nu ne mai adăpăm cu cuvântul lui Dumnezeu, nu mai stăm la sursa de unde coboară de sus, nu mai avem acea relație personală cu El. Și de astea apar aceste lucruri în bisericile noastre, în viețile noastre, în familiile noastre. Domnul să se îndure de noi. Mergem mai departe. Spuneam că euul este nemulțumitor. Nu s-a mai scris. Euul este nemulțumitor. Frați și surori, să avem tot mai mult. Să strângem tot mai mult. Parcă am trăit 100 de vieți. Să facem case cât mai mari. Să adunăm cât mai mult. Am venit în țara aceasta cu gândul să ne facem noi câte o casă. Și acum avem câte 6-7 copii și spunem așa, trebuie să fac la toți câte o casă. Și ei ce să mai facă? Ei să nu mai muncească. Ei să cheltuie tot ce strângem noi. Să ducă la aparate și să se ducă, să se distreze, pentru că nu ne mai ocupăm nici de ei. Ne ocupăm să le facem pe partea asta financiară și îi pierdem de tot. Și plângem după aia. Dar știți de ce? Pentru că nu ne-am ocupat noi de ei când erau mici. Pentru că Scriptura spune, învață pe copil de mic calea Domnului. Dar noi îi lăsăm needucați, facem cât mai mulți bani, să luăm mai multe locuri de case, să le facem acolo și pierdem. Îi pierdem în lume și creștem pentru iad. Să aibă milă Domnul de noi, să se îndure Domnul de noi, să ne trezim și să fim mulțumitori. Pentru că Pavel spunea Tesalonicenilor, mulțumiți pentru toate lucrurile lui Dumnezeu, căci aceasta este voia lui Hristos cu privire la voi, slăviți să fie Domnul. În al doilea rând, dacă spuneam că euul acesta nu trebuie să pună stăpânire pe noi și nici nu trebuie,
Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea de la început, cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine. Asta era condiția. Vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu? Vrei să faci parte din această familie măreață lui Dumnezeu? Vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Condiția era aceasta. Să te lepezi de sine. Cine este Iisus Hristos, spunea Pavel, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. S-a dus cu minciuna, s-a dus cu toate lucrurile firești pe care noi le practicam altădată. Și suntem copii al lui Dumnezeu, făpturi noi, slăvit să fie numele Domnului. În al doilea rând, cerul trebuie să pună stăpânire pe noi. Și s-a mai vorbit în seara aceasta de subiectul acesta. N-am vorbit cu fratele Rusu, dar văd că Duhul lui Dumnezeu vrea să ne motiveze în direcția aceasta. Lucrul acesta este valabil și pentru mine. Banii, fraților, banii și lăcomia de averi nu trebuie să pună stăpânire pe noi. Luca, capitolul 12, versetul 15. Tot aici. Uitați ce semnal de alarmă trage Domnul Iisus Hristos. Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă. De ce să ne păzim, Doamne? De ce să ne păzim? De orice fel de lăcomie de bani. Căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Păziți-vă de lăcomie. Iubirea de bani, citea fratele Rusu din Evrei. Să nu fiți iubitori de bani. Pentru că dacă vom iubi banii, dacă vom fi lacom, ele ne vor duce la câteva lucruri greșite. Haideți să ne vedem. Câteva moduri greșite prin care noi putem face bani. Moduri greșite prin care noi putem face bani. Muncă foarte multă. 24/24 dacă se poate. E un mod greșit. Nu-i rău să muncești. Apostolul Pavel spunea, cine nu muncește, nici să nu... Dar trebuie să muncească ca să aibă, dacă vreți să dea și celui lipsit. Munca e ruptă din rai, munca e o binecuvântare, munca e un har din partea lui Dumnezeu. Că ai sănătate, că ai putere, că ai forță de muncă. Alții nu mai au, sunt pe cărucioare, nu văd, n-au mâini, n-au picioare. Dar tu ești sănătos, ești în formă, ești puternic. Dumnezeu ți-a dat abilitatea aceasta și faci bani, nu-i rău. Dar e rău când muncim mult. E rău când muncim mult. Știți de ce e rău când muncim mult? Nu mai avem timp. Nu mai avem timp de familie. Nu mai avem timp de copii. Nu mai avem timp de biserică. Nu mai avem timp de rugăciune. Nu mai avem timp de casa Domnului. Nu mai avem timp de noi. Muncim, muncim și iară muncim. Și apoi muncim, muncim și iară muncim. Și ne trezim iară și muncim, ne culcăm cu gândul la muncă, să ne trezim iară și muncim, muncim și iară muncim. Frați și surori, nu suntem roboți, suntem oameni. Se amintea aici că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu la creație, a lăsat o zi. Dar nu-i de folos doar așa zi. Noi trebuie să avem o relație permanentă cu El. De luni până luni, de luni până luni, de luni până luni. Pentru că știți cum începe Biblia? Geneza 1:1, dacă se poate afișa. Știți cum începe Biblia? Geneza 1:1. La început, Dumnezeu. La început dimineața, Dumnezeu. Roagă-te, citește ceva din cartea aceasta. Când vii acasă, roagă-te, citește, fă ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Meditează, fă o vizită unui frate, implică-te, fă ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Prea mult muncim pentru noi și prea puțin timp îi dăm lui Dumnezeu. Îi dăm lui Dumnezeu restul nostru de timp. Credem că îl înșelăm. Nu îl înșelăm. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine umblă cu strâmbătate, își va primi plata după strâmbătatea lui. Frați și surori,
Nu vi se pare interesant că diavolul în ultima perioadă ne dă prea mult de muncă? Nu vi se pare interesant că diavolul ne dă prea mult de muncă și ne muncește așa cum îi muncea faraon pe evrei? Faraon, la un moment dat, când vede că poporul cere să plece cu Moise, dacă se poate pune versetul acela, din Exod, capitolul 5, Exod, capitolul 5, versetul 5, uitați ce metodă face, găsește faraon. Păi ăștia au timp de adunare, ăștia au timp să se ducă 3 zile să se închină lui Dumnezeu, păi ăștia comunică între ei. Ăștia stau de vorbă între ei, stau la părtășie, vorbesc de Dumnezeu. Atunci schimbăm metoda. Și uitați ce face faraon. Faraon a zis, iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară și voi mai voi să-i faceți să-și înceteze lucrările, adică să le dea drumul să plece, să se închină 3 zile. Și chiar în ziua aceea, faraon a dat următoarea poruncă ispravnicilor norodului și logofeților. Ce poruncă? Să nu mai dați poporului paie, ca mai înainte, pentru facerea cărămizilor, ci să se ducă singuri să strângă paie. Totuși, să le cereți aceleași număr de cărămizi pe care le făceam mai înainte, să nu le scădeți nimic din ele, căci sunt niște leneși, de aceea strigă mereu, haidem să aducem jertfe Dumnezeului nostru. Și ultimul verset. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, să nu mai aibă timp. Dacă înainte făceau un număr de cărămizi pentru că voi le dădeați paie, de data aceasta fac același număr de cărămizi, dar ei să se ducă să strângă paiele. Știți de ce? Să nu mai aibă timp să vorbească de ale Domnului, să nu mai aibă timp să se întâlnească, să nu mai aibă timp să cânte, să nu mai aibă timp să se roage, să nu mai aibă timp de nimic decât muncă, muncă, muncă. Știți ce face Satan? Ne dă bani, dar în schimb ne ia sufletul. Ne dă bani, dar în schimb ne ia sufletul pentru veșnicie, pentru veșnicie. Frați și surori, spunea un frate la un moment dat, nu se merită pentru o viață de o clipă să pierdem o viață veșnică, o viață de 50 de ani, de 60, de 80. Nu avem garanție, pentru că plec copii, plec tineri, plec bătrâni. Nu avem garanție pe viața aceasta. Și știți ce vrea Satan? Ce rău? Să ne dea de muncă, să ne implice tot mai mult în muncă, muncă, să nu mai avem timp. Și nu mai e timp de familie, nu mai e timp de copii, nu mai e timp de tine, de relația ta personală cu Dumnezeu, nu mai e timp deloc. Și vezi că la un moment dat răcești, scazi, pentru că tu de fapt doar muncești. Dumnezeu să se îndure de noi, să ne conștientizeze că munca e o binecuvântare, dar e foarte greșit când excesăm, când muncim prea mult și nu ne mai facem timp pentru ceea ce vă spuneam. Un alt mod greșit prin care se poate face banii, spuneam că se pot face banii prin muncă foarte multă și nu-i bun. Se pot face bani prin minciună, se vorbea aici săptămânile trecute și săptămâna trecută. Ca să faci bani, recurgi la minciună. Minți. Amintiți-vă că Anania și Safira, ca să le rămână o parte din bani, au trebuit să mintă. Și pedeapsa Domnului a venit peste ei. Un alt lucru pe care îl putem face greșit în direcția banilor, înșelăciune. Putem înșela. Recurgem la înșelăciune ca să facem bani. O fac și pe asta. Știe Dumnezeu. Dumnezeu nu știe. Vede. Și Dumnezeu când vede,
pedepsește păcatul. Amintiți-vă la Gehazi, chiar acea referință biblică o am acolo. Se vorbea de Gehazi aici. Știți ce a făcut Gehazi? Și-a dus și-a mințit, a înșelat. Dom'le, a venit un altul la noi, trebuie să-i dăm, trebuie... Și-a luat ceva. Și lepra lui Naaman a venit peste Gehazi. Dumnezeu îi încerc și vede un alt lucru greșit pe care îl putem face. Furt! Se vorbea aici de furt. E o poruncă din cele 10 porunci, să nu furi. Iar noi, ca să facem bani, mai dăm și cu frași și sărori. Omul lui Dumnezeu muncește cinstit ca să aibă și pentru el, și pentru casa lui, și pentru cei care trec în nevoi. Suntem chemați să muncim cu mâinile noastre, să avem, dacă vreți să avem, ceea ce avem, dar pe dreptate. Dumnezeu să se dure de noi, Dumnezeu să aibă milă de noi, să nu cădem în direcția aceasta greșită. Și un alt mod, sau tot felul de fapte rele, se citea din Timotei, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, și unii care au alergat după ea, după banii aceștia, s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Amintiți-vă de exemplul lui Izabela. Femeia aceasta a recurs la o faptă rea ca să obțină un ogor. Ce a făcut? A pus niște oameni de nimic să aducă blamă asupra acelui om și au adus blamă, a făcut o faptă rea pentru că a mințit și ea și a spus împreună cu acei oameni că l-a auzit pe Naabot blestemând, dacă vreți, pe împărat, și astfel fapta aceea ei rea a condus la moartea acelui om. Frați și surori, nu-i de jucat în direcția aceasta. Banii sunt rădăcina tuturor relelor. Aveți grijă și trebuie să avem grijă cum îi câștigăm. Sunt moduri bune prin care se pot câștiga bani. Muncă cinstită. Ce e al tău? Dom'le, e al tău. Ce nu e al tău? Nu lua ce nu-ți aparține. Biblia condamnă lucrul acesta. Biblia condamnă furatul, înșelăciunea, minciuna, faptele acestea rele care le putem face, ne putem folosi de orice faptă rea ca să facem bani. Dumnezeu să se dure de noi, Dumnezeu să aibă milă de noi, să nu pună stăpânire banii aceștia peste noi. E bine să ai bani, e bine să ai, dacă vreți, proprietăți, case, dar să nu pună stăpânire pe noi. Au pus stăpânire pe noi lucrurile acestea pământești, pentru că se vede cu ochiul liber, frați și surori, ne-a dat cel rău de muncă mult, pentru că El știe că dacă le voi da de muncă mult, nu vor mai avea timp ca să aibă o relație bună cu Dumnezeu. Și în loc să ne facem o casă cu 4 camere, ce a făcut cel rău? Ne-a pus să facem o casă cu 20 de camere. Și apoi dă-i muncă! Dă-i muncă! Dă-i muncă! Dă-i muncă! În loc să ne luăm o mașină convenabilă, ne luăm mașini scumpe și când dai o piesă la o mașină de aia, te doare capul la reparație. Te doare capul să o întreții. Ne-a dat de muncă, cum a dat faraon la egipteni. Nu le mai dați paie. La noi e o altă metodă. Nu le mai dați o casă cu 4 dormitoare. Dă-le una cu 20. Numai întreținerea s-o costă 4-5 mii pe an. Vedeți? Ne rădăcinăm în pământul acesta, în lumea aceasta. Și într-o zi vom pleca. Știți că femeia lui Lot, pentru că inima ei era legată de Sodoma, s-a uitat înapoi. S-a uitat înapoi, n-a ascultat de porunca îngerilor. Fiind înrădăcinată de bogăția și de ce avea ea în Sodoma, a îndrăznit să se uite înapoi. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos spunea, vedeți și păziți-vă. Păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Dumnezeu să se îndure de noi și să aibă milă de viețile noastre, să nu pună stăpânire pe noi banii. Un al treilea lucru, și mă apropii de încheiere, cred că este amuzant, dar este foarte periculos lucrul acesta, să nu pună stăpânire peste noi, frați și surori, Facebook, YouTube, și nu mai știu ce e acolo, Instagram, Messenger, să nu pună stăpânire. Că-i de râs.
dar probabil e de plâns pe partea spirituală. Prea mult timp alocăm Facebook-ului. Prea mult timp dăm Facebook-ului. Prea mult stăm pe telefon. Ne culcăm cu telefonul în mână și ne sculăm cu telefonul în mână. Frați și surori, Dumnezeu să se îndure de noi. Dumnezeu să ne conștientizeze că lucrul acesta e păcat. Când devii dependent de un lucru, e păcat. Nu trebuie să pună nimic stăpânire pe noi. Apostolul Pavel scria: toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mâine. Nimic! Dacă va trebui să pună stăpânire ceva pe noi, aceea trebuie să fie voia lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. La un moment dat Domnul Iisus Hristos spunea: mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis. Iar noi alimentăm tot mai mult firea aceasta pământească și în loc să avem timp pentru cartea aceasta, stăm pe Facebook. Și când îi întreb: frate, ai mai citit Scriptura? N-am avut timp, am venit obosit. Dar timp pe Facebook, timp să intri pe YouTube sau în alte parte. Frați și surori, lucrurile acestea sunt niște curse mari. Când intri pe Facebook singur în camera ta și intri unde nu trebuie, Dumnezeu vede. Când devii dependent tot mai mult și alții pot să stea fără femeie, poate să stea fără copii, poate să stea fără mâncare, dar fără Facebook nu. Dom'le, dacă nu-i Facebook, e jale. Cu el mănâncă la masă. Cu el, frați și surori, nu trebuie să ajungem în pasul acesta. Nu trebuie să ne alimentăm prea mult din lucrurile acestei lumi. La un moment dat, Apostolul Ioan spunea: nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea, nu iubiți! Pentru că dragostea Tatălui nu rămâne în voi. Cine iubește lumea, dragostea lui Dumnezeu nu rămâne în el. Și noi putem trăi fără biserică, putem trăi fără rugăciune, dar fără Facebook nu! Prea mult ne afișăm pe Facebook, prea mult ne afișăm cu fotografii, infuri și așa mai departe. Spunea un frate că nu mai lăsăm nimic pentru noi, pentru intimitatea noastră, nu mai rămâne nimic. Mă duc la munte pe Facebook, mănânc un grătar pe Facebook, tai porcul pe Facebook, am o belea pe Facebook, am ceva de anunțat pe Facebook, frați și surori. Nu vi se pare că Facebook-ul acesta ne lasă fără puteri? Osea 7:9. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului și noi nu ne dăm seama. Osea 7:9. Niște străini îi mănâncă puterea și ce face el? Știți ce e rău în toată povestea asta? Știți ce e dureros? Știți capcana acestui verset? Niște străini mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Te stingi ca un cărbune când îl iei din foc. Te stingi câtă vreme tu intri pe alte pagini. Te stingi câtă vreme stai numai cu Facebook în mână. Te stingi câtă vreme stai numai pe YouTube. Nu mai ai timp de comunicare cu soția. Ia pe patul ei, pe același pat. Ia cu telefonul ei, tu cu telefonul tău. Tu în lumea ta, ia în lumea ei. Tu cu prietenii tăi, ia cu prietenii ei. Tu cu like-urile tale, ia cu like-urile ei, cu comentariile ei, frați și surori. Nu-i de râs. Trebuie să ne trezim și lucrul acesta este foarte periculos când devine Facebook-ul acesta, devine, dacă vreți, un mod de viață, un mod de trai. Dom'le, te scoli și pui mâna pe telefon. Dar de ce nu pui mâna pe cartea aceasta? Dormi și dormi cu telefonul în mână. Auzeam, am spus, stau până la 3, nu pot. Stau până la 3, nu pot. Mă, unde stai?
Nu pot pe Facebook. Cum? Îmi car telefonul fiecare săptămână în sat cu 50-60. De ce? Facebook nu pot. Conduc și când ajung la semafor cât stă roșu. Când se dă la jos la mașina de spălat ca să ducă ceva. Frați și surori, nu-i de râs. Străinii ne mănâncă puterea. Dacă vă pun să ridicați mâna, cred că fiecare din voi aveți telefon. Nu-i rău, dar Bibliile le avem la noi. Ne-a tras semnal pastorul acela negru de aici și a spus că nu ne educăm bine membrii, biserică. Domnul să aibă milă de noi. Străinii ne mănâncă puterea. Facebook-ul acesta e foarte periculos. Desparte familii, face prăpăt. Aveți foarte mare grijă, pentru că e o capcană a vrăjmașului și când nu ne trezim, s-ar putea să ne trezim, dar prea târziu. Domnul să aibă milă de noi. Judecători 16:20, acolo este povestea lui Samson. Într-o zi, vede ce nu trebuia să vadă și a văzut-o pe Dalila. A văzut ce nu trebuia să vadă și s-a dus la ea, a adus-o la ea. Și Dalila frumos, l-a înduplecat, l-a culcat pe genunchii ei și i-a luat și avea mai scump, i-a luat puterea. Și Samson al nostru a crezut, după ce l-a legat, că va face din nou același lucru. Dar, haide să citim aceste versete și închei. Judecător 16:20. Atunci a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura? Știți ce nu știa Samson? Uitați ce spune versetul acesta. Că Domnul nu mai era cu el. Rămânem la versetul acesta. Nu știa că Domnul se depărtase de la el. Poți veni în biserică, dar să în același timp Domnul să nu mai fie cu tine. Poți predica, poți cânta, poți da zeciuială, poți lua cina Domnului, poți face toate lucrările în biserică și Domnul să nu mai fie cu tine. Știți de ce? Pentru că privești unde trebuie, te hrănești de unde nu trebuie, te alimentezi cu ce nu trebuie. În seara aceasta suntem chemați să ne întoarcem la Domnul. Nu-i rău, nu-i rău să stai pe Facebook, dar e foarte rău când stai ore în șir. Și mai spui, frate, n-am timp să citesc, frate, n-am timp să mă rog, nu mai ai timp să vorbești nici cu soția, să comunici cu familia ta, pentru că ai telefonul meu. Seara aceasta Domnul se pune de noi, să ne trezim. Pentru că nu e de glumă. Facebook-ul acesta, când e folosit greșit, distruge. Nenorocește și pe plan familial și pe plan spiritual. Te poate despărți pe plan familial de soție și de copii și pe plan spiritual de Dumnezeu. Dumnezeu să ne trezească și să înțelegem că orice lucru își are vremea lui. Mă credeți că niciodată nu-mi încarc telefonul sat cu YouTube, de astea, cu internet? Pentru că nu-s dependent. Când ajungi să-ți încarci telefonul și oriunde, 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 tu nu mai poți trăi fără internet de asta. Atunci să-ți pui întrebarea că ceva nu-i în regulă cu tine. Când ajungi Facebook-ul acesta să fie un mod de viață, ca și apa care o bei. Facebook-ul ar trebui să fie ceva opțional, ca Coca-Cola. Poți să o bei sau nu? Dar apa e ceva esențial, e ceva care trebuie să-l bei. Trebuie să fim echilibrați. În ce privește Facebook-ul, trebuie să fim echilibrați în ce privește banii, să nu pună stăpânire pe noi și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Spuneam fraților, și mă apropii de încheiere, ce nu trebuie să pună stăpânire pe noi, eul nostru.
aveți grijă, că aveți de dus o luptă și lupta aceasta o ai cu tine însuți. Ca să o învingi, trebuie să lași pe Duhul lui Dumnezeu să te călăuzească, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, ce nu trebuie să pună stăpânire pe noi, banii și lăcomia de avere. Nu trebuie să muncim prea mult, să nu mai avem timp de familie, de biserică, de Biblie și de toate celelalte lucruri. Să fim echilibrați, pentru că într-o zi plecăm și nu luăm cu noi nimic. Toate aici rămân. A plecat sora Gabi Lunca, a luat ceva cu ea, nimic. Faptele lor îi urmează. Și în al treilea rând, ce nu trebuie să pună stăpânire pe noi, mass media aceasta, poftele acestei lumi, care sunt pe internet, tot ce înseamnă internet, nu trebuie să pună stăpânire pe noi. Pe noi ar trebui să pună stăpânire cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Citim ultimul verset din 1 Timotei 6:10 și apoi închei. Uitați ce trebuie să facem noi. Mai jos, mai jos. Pare mi se 14. Atât, 11, 11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, copilă al lui Dumnezeu, copil al lui Dumnezeu, ce trebuie să faci? Fugi de aceste lucruri. Caută neprihănirea, sfințirea, evlavia, credința, răbdarea, dragostea, blândețea, mai departe. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturie înaintea multor martori și te îndemnă înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus care a făcut acea frumoasă mărturie înaintea lui Pilat din Pont. Ce să faci? Să păzești porunca. Dar cum? Fără prihană, fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.